Bun găsit, dragii mei, pe canalul meu Terapie prin Astrologie. Eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla horoscopul aferent lunii mai. Așadar, pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul și luna din hărțile voastre natale, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care se află cele două semne. Așadar, dragii mei, haideți să vedem cum ne întâmpină luna mai, care de această dată este plină de evenimente astrale importante. Vă pup! Bună, dragi nativi ai zodiei vărsători, și bine v-am găsit la un nou horoscop, de data aceasta aferent lunii mai. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în semnul zodiei vărsător, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în harta natală. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, vom discuta în cele ce urmează despre începutul, mijlocul și finalul de lună. De aceea vă invit să-mi rămâneți aproape pentru a afla cum vă vor influența energiile aferente lunii mai parcursul. Pentru voi, începutul de lună este unul intens, asta pentru că pe data de 1 mai, Pluto, care a trecut în semnul vostru zodiacal la final de martie, și care va sta până aproape de mijlocul lunii iunie în semnul vostru, pe data de 1 mai va începe mișcarea de retrogradare, care va ține până pe data de 10 octombrie. Pluto, așa cum v-am spus, aveți aici videoul aferent tranzitului lui Pluto prin vărsător, tranzit care va ține pentru următorii 20 de ani în acest semn zodiacal, și veți găsi în cadrul acestui video toate informațiile necesare pentru a înțelege cât mai bine acest aspect din viețile noastre și cum ne va influența la nivel colectiv, dar și individual. Însă anul acesta este special pentru că el a trecut din semnul zodiei Capricorn în semnul vostru pe data de 23 martie. V-am spus că va sta până pe 11 iunie în semnul vostru, apoi va reveni în Capricorn până la începutul lui 2024, unde va intra complet în semnul, se va stabili în semnul zodiei Vărsător și va sta până în următorii 20 de ani în zodia Vărsător. Așadar, actuala retrogradare începe în semnul vostru zodiacal și se va încheia în semnul zodiei Capricorn. Bun. Ce înseamnă această retrogradare a lui Pluto în semnul vostru? Înseamnă că a venit momentul să reflectăm la nivel profund asupra transformărilor ce au loc în viața noastră. Pluto vine cu sine cu transformări extrem de importante, cu metamorfoze, cu ideea de moarte și regenerare, da? Practic ne împinge să renunțăm la anumite mecanisme, la anumite relații, la anumite contexte din viața noastră, tocmai pentru a putea evolua, pentru a curăța anumite energii, pentru a ne elibera de un anumit tip de karmă, de o anumită vibrație joasă. Ne pune în contact cu cele mai mari frici ale existenței noastre. Ne pune în contact cu ele pentru a le cunoaște, pentru a înțelege că fac parte din viața noastră, pentru a înțelege că tot noi suntem și în acele momente mai puțin plăcute, tot noi suntem și în momentele în care reacționăm urât sau momentele în care nu suntem mândri de ceea ce facem sau spunem, tot noi suntem. Pluto ne ajută să intrăm în contact cu aceste lucruri din viața noastră, ne ajută să le înțelegem și să cumva să integrăm la nivel subtil toate aceste energii, astfel încât noi să ne putem elibera și să putem introduce în viața noastră energii proaspete, să putem introduce în viața noastră noi mentalități, noi comportamente care să sedimenteze și să însămânțeze lucruri benefice parcursului nostru evolutiv. Așadar, începutul de lună duce această energie în sfera vieții de zi cu zi a tuturor celor dintre voi care aveți energie directă din semnul zodiei Vărsător. Iar acest lucru vă poate crea o anumită stare de introspecție. Poate veți vrea să vă retrageți puțin de
tot acest tumultum venit în cotidianul vostru. Poate veți dori să meditați mai mult sau veți avea tendința de a aprofunda, de a dori să cunoașteți prin intermediul anumitor metode de ordin spiritual chestiunile profunde, chestiunile care vă supără. Veți reuși să vă asumați mai bine și momentele neplăcute din viața voastră. Practic, Pluto vă ajută să aduceți o maturizare la nivel subtil în structura voastră. Având în vedere că acest lucru se va întâmpla în planul vieții voastre de zi cu zi, este benefic să înțelegeți că se vor regla în sfârșit anumite chestiuni karmice, se vor încheia anumite cicluri karmice în viața voastră, ceea ce este benefic pentru că în acest fel vă veți putea elibera, vă veți putea accesa propria voastră energie, propria voastră existență și misiune în acest plan, în această viață. Faptul că la început de lună el va începe acest mers de retrogradare, pe lângă transformările cu care intrați în contact pe parcursul tranzitului său, veți reuși să accesați anumite chestiuni extrem de subtile. Puteți avea anumite vise cu o încărcătură extrem de importantă pentru voi, cu o anumită simbolistică, o anumită semnificație, care să vă ajute să primiți anumite răspunsuri la acele întrebări existențiale pe care poate le aveți în ultima perioadă, care să vină cu anumite soluții, anumite rezolvări subtile. Se pot descărca la nivel subtil anumite informații pe care în prima fază conștientul să nici nu le realizeze, dar ele se întipăresc acolo în ADN-ul nostru și vom acționa în consecința acestora. Deci este un moment extraordinar de integrare a unor lecții extrem de importante și a unor schimbări importante. Mijlocul lunii, mai exact intervalul 12-13 mai, este unul cu încărcătură emoțională ridicată, asta pentru că luna vă va tranzita semnul zodiacal în acest interval de timp, iar acest lucru va face ca tot ce are legătură cu partea emoțională să intre în contact cu relațiile, cu parteneriatele. Veți putea intra în contact din punct de vedere emoțional cu ideea de parteneriat. Pentru cei dintre voi care vă aflați într-o relație de lungă durată sau sunteți căsătoriți sau vă aflați într-un parteneriat profesional de lungă durată, ei bine, partea foarte interesantă este că veți reuși să echilibrați raportul emoțional dintre voi și partenerul de cuplu sau dintre voi și partenerul de afaceri, da? Este un moment bun în care să vă recunoașteți nemulțumirile, să vă acceptați și plusurile și minusurile și să le comunicați deschis, cu sinceritate, cu asumare față de persoana de lângă voi. Acest lucru va aduce cu sine, va sedimenta și va solidifica toată această bază pe care vă formați acum pe perioada lui Pluto, care străpunge ușor înspre voi, în semnul vostru zodiacal. De aceea, dați-vă voie să simțiți, dați-vă voie să vă manifestați din punct de vedere emoțional, pentru că voi aveți tendința să vă înghețați emoțiile, să vi le controlați foarte bine cu ajutorul minții voastre. Ei bine, acum este un moment în care pur și simplu să le lăsați să curgă, să facă parte din viața voastră, să vă elibereze în sfera parteneriatelor voastre, să vă transforme din punct de vedere al raportării pe care o aveți la ideea de cuplu, de relație de lungă durată, da? Acest lucru, într-adevăr, poate crea un anumit nivel de disconfort, pentru că, da, vă scoate din mecanismul vostru sigur, da, care vă ține într-o zonă sigură, dar nu este nicio problemă pentru că asta trebuie să faceți. Ca să puteți evolua, trebuie să vă depășiți anumite bariere, anumite limitări cu mult curaj și încredere în forțele proprii, pentru că totul se va așeza înspre binele vostru suprem. De asemenea, finalul de lună este ceva mai tensionat pentru că Pluto se va afla în sfera relațiilor amoroase și va fi și în această poziție retrogradă și va fi și într-o opoziție minunată cu Marte, ce va trece în zodia Leu, iar acest lucru va crea un mix destul de agresiv, dacă pot spune. Poate exista o anumită
Pot exista anumite finaluri bruște în anumite relații amoroase. Pot exista finaluri iminente care să vă ia prin surprindere sau care să se încheie într-un mod destul de abrupt, destul de agresiv, destul de tranșant. Pluto și ideea de Pluto guvernează Scorpionul, iar Pluto în tarot, Scorpionul în tarot este asociat cu cartea morții și a regenerării. Dar ideea de vărsător, pe lângă faptul că este asociat cu cartea Steaua din tarot, el este asociat și cu cartea Turnul, împreună cu Pluto, care reprezintă transformarea, iar vărsătorul reprezintă schimbarea, viitorul. Practic, acest moment poate avea loc, este o intervenție divină care are loc pentru buna voastră evoluție. Deci este clar că ceva din viața voastră trebuie să se încheie. O anumită relație toxică, un anumit atașament toxic, o anumită influență și o anumită prezență masculină, pentru că vorbim de Marte, atenție, ori pentru domn este proiecția masculină pe care o aveți asupra persoanelor din jurul vostru, ori dacă sunteți doamne, este un bărbat care stă undeva ascuns și încearcă să vă manipuleze, încearcă să vă controleze viața, ei bine, va fi eliminat din viața voastră. Așa că prin intermediul acestui aspect astral se poate genera o finalitate bine meritată și vă puteți elibera de toxicitate, vă puteți elibera de energii negative care au tot venit către voi în ultima perioadă de timp, vă puteți elibera de persoane care sunt manipulatoare, care au intenții ascunse, care încearcă să vă domine prin intermediul anumitor situații, să zic, în care vă exploatează sensibilitatea, prin anumite contexte care vă pot genera teamă, da? Deci vă pot sabota, vă pot exploata punctul sensibil. Ei bine, dragilor, vestea bună este că acest lucru va lua sfârșit definitiv. Practic veți simți o eliberare în acest segment al vieții voastre, veți scăpa de o anumită povară, de o anumită conexiune toxică, de o anumită relație care v-a ținut pe loc. Acest lucru vă va ajuta să vă simțiți liberi în sfârșit așa cum aveți nevoie. De asemenea, acest lucru se va întâmpla și de partea cealaltă, da? A relației. Deci se pot alinia acum lucrurile în așa fel încât să existe o finalitate din punct de vedere emoțional, din punct de vedere amoros, din punct de vedere concret al vieții. Dar acesta va deschide noi oportunități pentru fiecare dintre voi, va deschide o nouă perspectivă asupra ideii de relație, o nouă raportare pe care o veți manifesta de aici încolo în ceea ce privește implicarea în ideea de context sentimental și veți fi capabili să alegeți mult mai bine, vă veți asculta intuiția de fiecare dată. Deci, practic, vorbim aici de o elevare a percepțiilor și a modului în care vă raportați la ideea de relație amoroasă. Așadar, dragi vărsători, o lună destul de intensă pentru voi în ceea ce privește transformările, oricum cu Pluto în semnul vostru zodiacal. Vorbim despre o încărcătură fantastică, veți intra în puterea voastră adevărată, transformarea va fi atât de mare încât vă veți uita în urmă și poate că nu veți reuși chiar să vă recunoașteți. O schimbare, bineînțeles, în sens pozitiv, cu toate că depinde de fiecare dintre voi cum permiteți acestei transformări să intre în viața voastră. Bun, dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei vărsător în luna mai. Așa cum v-am obișnuit, voi extrage acum câteva mesaje de la cărțile Oracol. Am selectat de această dată două seturi de cărți. Primul este cel cu mesaje de la Arhanghelul Gabriel, cel care aduce veștile bune, cel care ne pune în contact cu copilul interior, cu emoția, cu puritatea, cu inocența și cu bucuria și, de ce nu, veselia și momentele de fericire. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje are acest minunat Arhanghel pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei vărsător în luna mai.
dacă beneficiați de un mesaj fulger sau va trebui să extrag eu unul. A ieșit deja un mesaj din pachet, vreau să văd dacă va mai ieși încă un mesaj sau ne oprim aici. Am simțit eu că trebuie să mai iasă. Bun. Wow, ce mesaje. Super. Primul mesaj ne vorbește despre vești minunate. Rugăciunea ta a fost ascultată și răspunsul va veni printr-o cale creativă, pe o cale creativă. Deci răspunsul la rugăciunea ta sau la rugăciunile tale va veni într-un mod extrem de creativ și spontan în viața ta. Trebuie doar să fii atent la semnele din jurul tău și la ceea ce se petrece și la modul în care te simți în perioada lunii mai. Iar cel de-al doilea mesaj ne vorbește despre media. Poți ajunge la cât mai mulți oameni lucrând prin intermediul video, audio și prin intermediul online media. Iată! Dragi vărsători, este momentul vostru să vă faceți remarcați, să vă faceți afirmați, cunoscuți, vizibili, auziți, prin intermediul acestor unelte pe care tehnologia ni le pune la dispoziție în zilele noastre. Așadar, concentrați-vă, adunați-vă, folosiți-vă și de vestea bună care va veni într-un mod creativ în viața voastră și aduceți împreună toate aceste energii minunate oferite de Arhanghelul Gabriel pentru voi în luna mai, astfel încât să ajungeți la rezultatul pe care îl doriți și să accesați succesul bine meritat. Iar acum am să extrag un mesaj sau mai multe din oracolul faimos al marilor iubiri romantice. Am ales acest oracol pentru că luna mai pentru mine reprezintă posibilitatea unui nou început, posibilitatea de a ne reîndrăgosti sau de a ne îndrăgosti, de a ne conecta cu iubirea și cu iubirea în toate formele ei. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaj are acest oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei vărsător în luna mai. Două mesaje, wow! Uf! Culoarea portocaliu. Portocalie este asociată cu chakra sacrală, iar culoarea mov este asociată cu spiritualitatea. Prin urmare, în momentul în care veți intra în contact cu sexualitatea voastră, cu latura voastră feminină, indiferent că vorbim de bărbați sau de femei, în momentul acela se va deschide o perspectivă mult mai clară și mai amplă asupra spiritualității. Bun, am să vă invit să aveți răbdare și să mă urmăriți în cele ce urmează, pentru că mesajele aferente, explicațiile aferente acestor mesaje, vi le voi citi din cărticică și sunt destul de ample și cu foarte multe subînțelesuri și subtilități. De aceea vă invit să vă păstrați atenția astfel încât să înțelegeți cât mai bine ce au de transmis aceste mesaje pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei vărsător. Primul mesaj, atingerea îmbătătoare a iubirii. Da? Iată, aceasta este imaginea. Eleganța este singura frumusețe care nu pălește niciodată, spunea cândva Audrey Hepburn. Atunci când ești îndrăgostit, ființa ta se impregnează cu o anumită eleganță și devii la fel de catifelat precum o bezea moale. Inima ta se topește și se înmoaie. Trupul tău este expresia unui cântec melodios și astfel redevii o simplă ființă umană. Unde minunate pătrund pe sub așternuturi, revelându-ți propria senzualitate și animându-te cu o emoție plină de fervoare. Respirația ta se oprește, îmbrățișarea ta se înseninează de promisiuni, dincolo de granița exilului. Caută să simți cum atingerea este un cântec al sufletului. Ea plutește și se ondulează pe apa albastră a mării. Spre deosebire de frenezia iubirii captive, atingerea este gratuită, ea te înfrumusețează. Ea seamănă cu sunetele unui fluier ce se aude în mijlocul deșertului, cu notele unei harpe ce își revelează perlele, una câte una. În străfundurile contururilor sale vagi, timpul se expansionează. Urmează apoi această tulburare binefăcătoare și tu auzi deja înfiorările pielii. Atingerea îmbătătoare, această minunată poezie a sufletului, oferă și primește mângâierea pur și simplu. Ea se oferă în iubire împreună cu dulceața inimii. Ea este acea exploratoare care caută să descopere geografia intimă și harta tandreții. Ea îndepărtează singură toate suferințele. Ea este o poartă deschisă înspre infinit.
Atunci când cunoști bine ființa iubită, tu percepi cu ușurință bucuriile și suferințele ei. Tu îi cunoști profunzimile, acel loc îndepărtat ce poate să își modifice cu rapiditate culoarea, ceea ce alții ignoră cu desăvârșire. Sub aceste atingeri, tu devii un fel de punte de legătură sub forma unor întâlniri, amulete și zmee ce se avântă în înaltul cerului. Iar acesta este punctul în care iubirea ta devine tandră și curioasă. Mâna ta întinsă spre celălalt are o atingere magică. Seara la culcare, dimineața la trezire, două prelungiri ale iubirii tale. Ai doma multor ființe și tu simți în sufletul tău o enormă nevoie de afecțiune. Dar simți oare și această teribilă nevoie de a oferi afecțiune? O întrebare pe care este foarte benefic să vă ridicați, dragi vărsători. Haideți să vedem care este și explicația celui de-al doilea card. Imediat. Cel de-al doilea card ne vorbește despre credința benefică intensă de nezdruncinat. Da? Cardul portocaliu. Unii ani trec precum un suspin și ajung să fie fugari. Vremea iubirii ți se pare îndepărtată. Nimic mai dezolant decât să te descoperi altfel naufragiat. Somnul te părăsește și te simți uitat. Viața ta se scurge și se întunecă. Începe atunci o lungă luptă subterană în care lupți împotriva propriei ființe, în care îți retrăiești la nesfârșit eșecurile și regreți mâinile întinse pe care nu ai știut să le apuci. Te gândești din nou și iarăși la iubirile pierdute, căutându-ți propriile greșeli și propriile eșecuri. Oare tu ai fost principalul dușman al iubirilor tale? Apare o vârstă în care ți-ai dori, mai mult decât orice altceva, să știi să iubești, să trăiești un dor sfâșietor de a simți adevărul pur. Și atunci îți spui, cât de multă iubire se află în amintirile mele? Fără nicio îndoială, a iubi necesită mult curaj. Fără o credință benefică imensă de nezdruncinat, tu rămâi slab și firav. Iubirile tale se complică într-un mod ciudat. Te atașezi într-un mod inutil, dezvoltându-ți în același timp un sentiment de abandon. Cauți ghii spirituali, urmezi diferite învățături, îți încredințezi viața în mâinile unor experți, însă doar tu ai cheile potrivite care să te scoată din această situație. Cel mai mare dușman al tău se ascunde în frica ta, iar cel mai mare aliat al tău rezidă în propria ta încredere în sine. Doar o credință benefică imensă de nezdruncinat poate să fie de ajutor iubirii. Însă acum, de ce anume ți este teamă? Puneți această întrebare și caută să simți progresiv revenirea stării de deschidere. Atunci când pătrunzi în experiența iubirii cu conștiința trează și realizezi cea mai bună estimare asupra propriei ființe, un fluid plin de afecțiune îți îmbrățișează întreaga viață. Ceva terestru și ceva celest dansează în ființa ta și te susțin. În ființa ta îți au sălașul forțele unei iubiri uriașe, însă mult prea adesea tu le neglijezi. Unele dintre momentele tale de melancolie pot să te facă să te îndoiești de tine însuți și de celălalt. Numeroase dificultăți relaționale au nevoie de o întoarcere la tărâmul înaintașilor tăi și atunci numeroase vise vor putea duce la apariția unei vieți frumoase. Trăiește-ți la maxim paradoxurile și acceptă-ți contradicțiile așa cum ziua lasă noaptea să acopere lumea cu întunericul său. Construiește-ți propria individualitate, asumă-ți propria energie, încarnează ceea ce ești cu adevărat și iată cum lipsa ta de încredere în sine poate să dispară precum un fum. Atunci când îți reconsideri propriul sistem de credințe, chiar dacă cineva îți afectează măsurile de siguranță, tu vei avea în continuare forța să mergi mai departe. Pentru a putea suporta disconfortul unei asemenea modificări, te-ar ajuta să-ți vezi recompensa sub forma unei eliberări. Atunci când ești mai relaxat și mai expansiv, poți deveni mai conștient de adevărata putere a iubirii. Dragii mei, acest mesaj v-a venit mânușă pe aspectul Pluton vărsător, în special Pluton retrograd și pe ideea de manifestare în planul relațional despre care v-am vorbit mai devreme, despre metamorfoza pe care o veți suferi în planul acesta afectiv al vieții voastre și despre noua raportare pe care o veți avea vis-a-vis de acest subiect. Sunt niște mesaje absolut divine și sper că ați avut răbdarea să urmăriți tot ceea ce v-am citit din cărticică, astfel încât să puteți să reflectați la ele pe întreaga durată a lunii mai. Bun, dragilor, acestea fiind spuse, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și vă rămân recunoscătoare dacă mă ajutați cu o apreciere și cu o distribuire a acestui video. În cazul în care n-ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou.
Vă doresc ca luna mai să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie și toate veștile bune. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa! Thank you.